Mii de ani au trebuit omului să ajungă la concluzia că nașterea este un mecanism care trebuie medicalizat. Este un mecanism care poate să îți rezerve surprize și uneori să fie greu de manageriat chiar în spital. De aceea nu aș recomanda nimănui să încerce nașterea acasă. Nașterea acasă este un lucru pe care nu poți să-l controlezi și de care nu poți să fii sigur că se va sfârși cu bine. În același timp, dacă anumite țări au încurajat nașterea acasă, dar au pregătit o infrastructură care să fie compatibilă cu acest lucru, în sensul că trimit moașe care sunt excelent pregătite la domiciliu care să asiste nașterea, au în apropiere posibilitatea de a transfera pacienta la cele mai mici semne că lucrurile nu decurg normal, într-o unitate medicală bine pregătită și antrenată să primească astfel de cazuri. În România, posibilitatea de a te deplasa de acasă într-o situație de risc mare până la un spital care să fie pregătit să preia o astfel de urgență, fără să fie anunțat dinainte, este ipotetică. Și de aceea nu recomand nimănui să încerce nașterea acasă, chiar dacă este vorba de a treia sau a patra naștere. În ceea ce privește nașterea cu dulă. Dula este o persoană care are atribuția de a susține psihoemoțional pacienta pe perioada travalului. Orice femeie care urmează să nască are dreptul să aibă o persoană alături de ea care să o susțină psihoemoțional pe timpul travalului. Dacă o pacientă nu găsește acest sprijin, fie în partenerul ei, fie în mama sau un membru apropiat al familiei, atunci ar putea să apeleze la dulă. Din păcate, multe dintre dulele din România au confundat ele însele rolul de dulă cu rolul de moașă și tocmai de aceea a fost prost perceput acest personaj în preajma pacientelor. Deseori, dulele care veneau să susțină o pacientă pe perioada travalului, fără să aibă o experiență semnificativă în ceea ce privește nașterea și fără să aibă nici măcar cunoștințe semnificative în ceea ce privește fizio și patologia nașterii, își exprimau rezerva vis-a-vis de anumite recomandări medicale. O astfel de dulă nu este de dorit, nici pentru medic, dar mai ales pentru pacientă, pentru că induce o neîncredere în actul medical, induce o lipsă de siguranță a pacientei în momentul respectiv și, practic, face actul medical mult mai dificil. Dula, și în ultimul timp lucrurile au început să se sedimenteze, are rolul strict de a susține psihoemoțional pacienta, de a fi alături de ea și de a o încuraja pe toată durata travalului. Dar nu are rolul de a discuta lucrurile medicale sau de a se împotrivi sau să sfătuiască pacienta să se împotrivească vis-a-vis de ceea ce a fost recomandat de moașă sau de medic. Astfel încât, dacă dula acționează în acest sens și dacă pacienta nu are un alt personaj în apropiere la care să apeleze, serviciile dulei sunt excelente. Cu nașterea în apă, lucrurile sunt relativ simple. Pot să vă spun că încă nu a fost dovedit din punct de vedere medical superioritatea nașterii în apă ca și rezultate vis-a-vis de nașterea pe uscat, din niciun punct de vedere. Și de aceea nu este folosită pe plan internațional, nu este recomandată de organizațiile mari medicale, profesionale. Poate fi alesă de anumite paciente dacă își doresc acest lucru și dacă cred, dar nu este un lucru dovedit medical superior față de ceea ce se practică în mod obișnuit pe scară largă.